Te salut! Numele meu este Raluca Moisi, iar pe cartea mea de vizită scrie că sunt trainer și coach. În realitate, sunt om la fel ca și tine, iar în ultimii 5 ani am interacționat cu o mulțime de oameni, contribuind la creșterea și dezvoltarea lor în diverse programe și activități. Ce am observat de-a lungul timpului, ceea ce face diferența între rezultate mediocre și rezultate excepționale, este pragul dat de încrederea de sine cu care vine fiecare. Împreună cu bunul meu prieten Ovidiu Oltean, am creat acest program denumit Săptămâna Încrederii pentru a te ajuta și pe tine să dobândești mai multă motivație, mai mult curaj, mai multă claritate, să-ți dăm acel boost de energie să începi să faci proiectele pe care le-ai tot amânat, să descoperi resursele pe care le ai la dispoziție, să te cunoști pe tine și să vezi ce poți face cu adevărat să duci viața pe care ți-ai dorit întotdeauna să o duci. Vei găsi în acest program exerciții simple și îți voi da un singur exemplu pe care l-am aplicat chiar în viața mea. În urmă cu câțiva ani lucram în vânzări. Și întotdeauna când lucrezi în vânzări, ai nevoie de foarte multă încredere în tine. Iar când un client îți spune nu în mod repetat, această încredere cam scade. Ce făceam eu de fiecare dată când trebuia să mă reîntâlnesc cu un client care mă tot refuza? Ca să-mi cresc rapid încrederea în mine, înainte de a intra în biroul lui, făceam un exercițiu foarte simplu. În primul rând, îndreptam spatele, afișam un zâmbet de parcă acum aș fi făcut prima mea reclamă la pastă de dinți, îmi dădeam voie să privesc în sus, pentru că știam că acest lucru stimulează creierul și transmite în corp o stare de bine, după care intram cu acel zâmbet și cu acea stare de bine în biroul clientului meu. De foarte multe ori, după ce am descoperit această tehnică, calitatea relațiilor mele cu clienții s-a îmbunătățit și mai ales numărul de contracte semnate. Acesta este doar unul dintre exercițiile pe care le vei găsi în acest program. Poți să continui să faci ce ai făcut până acum și să-ți tremure genunchii atunci când urmează să te întâlnești cu o persoană importantă sau să-ți tremure vocea atunci când ai de vorbit în fața unui public cu mai mult de două persoane. Poți să continui să faci ce ai făcut până acum și să pui de fiecare dată în sertar visul pe care l-ai pentru că nu ai destul curaj să investești timp și resurse pentru a-l duce la bun sfârșit. Sau poți alege să te înscrii acum în Săptămâna Încrederii, să-ți aloci o săptămână ție, încrederii în propria-ți persoană, astfel ca după această săptămână să redescoperi un nou tu. Eu abia aștept să ne vedem la prima lecție din programul Săptămâna Încrederii. Dacă și tu aștepți să te reîntâlnești cu tine, să te redescoperi, înscrie-te acum folosind formularul de mai jos și hai să parcurgem împreună această călătorie.